ne întâlnim cu un actor extraordinar, dar nu știați că ce n-așteptăm pisică, șoare și mănâncă, Silviu Biriș și David. Și cu surgiu, fără cu sur. Bonjour. Bună ziua. Ce maestre, ce maestre, maestre. Uite, am venit să mă dau mare. Wow, ce băiat, ce băiat. Vă rog să luați loc. Mulțumim frumos. Jenny, ia-ți telefonul. Eu știu că aici ai o grămadă de numere. Te pup. Felicitări. Mersi, să fii fericită. Pa, pa. Doamnelor și domnilor, acum noi o să avem o întâlnire absolut senzațională, în sensul în care vreau să te rog frumos să mi-l descrii. În sensul în care noi nu prea ieșim împreună la TV. Așa, mulțumesc foarte mult. Să știi că este așa un fel de premieră. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spunem, exclusiv. Mulțumim foarte Cristi mult. Cristi Brancu, că ești prietenul nostru. Sunt onorat. Cine este Silviu Biriș, David? Un tată foarte iubitor, un actor foarte bun, un artist îndrăzneț, priceput, un om talentat și un foarte bun student. Wow! E cel mai bun PR, ca să și un foarte bun prieten. Foarte, băi, deci descrierea este perfectă. Bravo! Nu te-ai emoționat, că a zis foarte bine, băiat. Da, mă emoționez de fiecare dată când e lângă mine și mă emoționez de 21 de ani. Ca să spun, în curând 22 de ani și poate că pentru unii care ne urmăresc acum și care și-au copii acasă, li se pare firesc să aibă în fiecare zi lângă ei. Bine, dragilor, nu este atât de firesc ca acest dar pe care îl primim de a avea copiii lângă noi în fiecare zi. Este, cum să spun, un dar pe care trebuie să-l prețuim și să prețuim fiecare clipă lângă copiii noștri, pentru că într-o zi, din quasi motive, ei pot să plece de lângă noi. Așa este. Eu am trecut prin o experiență asemănătoare și am stat fără ei ceva timp, dar nu vreau să fiu nici melancolic, nici trist. Asta m-a învățat să mă repoziționez, să-mi schimb valorile. A fost o perioadă în care făceam București-Viena, cred că de 2-3 ori pe lună, că ei locuiau acolo împreună cu mama lor datorită serviciului acesteia și asta ne-a ajutat să fim și mai puternici. Bravo. Și să ne unim, să ne devenim mult mai legați unii de ceilalți. Da, doamnelor și domnilor, dragul meu David, vă propun să ne jucăm. Vreți să ne jucăm? Nu, no, mie îmi place. Avem, am o întrebare, o dată pentru tine, o dată pentru Silviu. Apelez la simțul umorului și apelez la situații de viață. Cum ai reacționa dacă tata ți-ar face cunoștință cu o nouă iubită milionară de 75 de ani? Atâta vreme cât el e fericit lângă acea persoană, ce trebuie, desigur. E un șoc. Vorba spectacolului. Ia-le banii. Ar fi un șoc. 17 februarie. Astea sunt fotografii făcute de tine. Înțeleg că asta e pasiunea ta, David, da? Da. Asta cu Viena, Palatul Schönbrunn. Asta e spectacolul lui. Asta e spectacolul lui tata. Ia-le banii. Ia-le banii. Ia-le banii. Tocmai a zis acum. Ia-le banii. Foarte frumos. Regia Răzvan Oprea. Asta e New York. Cu Silviu, cu lume bună. Asta este New York, da? Bravo. Foarte frumos. A fost un dar pe care l-am făcut la 18 ani sau nu făcusești încă 18 ani? Aveam aproape 18 ani. Intrasem în panică, simțeam că-l pierd, că nu-l mai găsesc și atunci am scos cartea strălucită din Nasul mânecă. Și zic, New York. Și a făcut, what? Foarte tare. David vrea să plece într-o slujbă care se desfășoară pe Marte și să stea pentru 20 așa de ani acolo. Ce faci? Ucide-mă. Știam. Cu mine își permite că ne știm de o viață. Da. O să plâng. Așa? O să încerc să-l dau. Și să vrei nu să vezi dacă se teatre pe Marte. Da, bineînțeles. Și o să mă gândesc care e cel mai rapid zbor până la excelent urmă. Asta e clar. Bun, pentru că ai făcut poftă de fotografii, Silviu se hotărăște să facă o expoziție de nuduri. Are nevoie de un asistent. Poți să-l ajuți? În niciun caz. Ai trapătie. Fiecare cu profilul lui. Vă rog frumos, terminați cu aceste aluzi. Da. David, într-o seară vine la tine și spune că avea niște bani de jucat la casino și au fost și banii tăi acolo. Ce faci? Asta e. Asta e, zic, tată, ce ai făcut? Ai pierdut sau ai câștigat? Zic, asta e, să mai, nu o să cert, o să încerc să mă rog la Dumnezeu să lumineze, să nu se repete. Ce să zic, acum toți am trecut prin patima asta, să zic așa, mai mult sau mai puțin, ne-am mai dus pe la câte un casino. Dar da, nu am rămas acolo. Da, asta e. Este doar o ipoteză, n-ai treabă. Nu, n-am treabă cu casinourile.
Silviu te anunță că vrea să se mute la mănăstire și pleacă 5 ani să fie sihastru. A și studiat, după cum se știe. Și va fi foarte greu să comunicați că el e acolo, la chilie. Ce zici? Ce faci? Du-te, tată, înainte, dacă te Doamne ajută. Ai binecuvântarea mea? Ai binecuvântarea mea și ne vedem cât de despot și cât de îmi permite timpul. Da. Excelent. Băi, îmi place că aveți o relație absolut grozavă. Da. Afli că David are niște probleme financiare, dar nu ți-a spus. Da. A avut chiar un obiect și a început să vândă. Și îl cerți că nu ți-a cerut ajutorul? Nu. Nu, nu-l cert. Nu, te mai cert eu așa? Nu. Adică eu știi cum la noi este așa, un fel, eu dacă aș fi în locul tău, aș fi făcut așa. Dar tu ai liberul arbitru, știi? Eu oricum îl manipulez oarecum, cu ghilimele, aură, să nu mă cert. Nu, asta cu manipulatul, nu. În sensul în care încearcă are, să care, emită o îndruba, părere și tu da, nu că-l mand, că zic, dar este generația oarecum. Care face oricum ce vrea. Mă, să știi că... Dacă crede în ideea ta, crede. Da, dacă nu crede, dar nu crede. Aici am avut bucuria să văd că peste timp ceea ce am sădit acolo a rodit. Adică, se vede, e băiat bun. Mulțumesc. Și talentat. Mulțumesc, bravo. Nu-l cert. Dragul meu David, cum crezi că era tatăl tău la vârsta ta la o petrecere într-un club unde erau mai multe dansatoare la bară? Ce crezi că făcea el? Zi adevărul că nu ne ferim. Dădea banul gros, era spiritul petrecerii, dansa ca toate cele, era acolo, era una cu lume. Citeam și din Kant, da. În același timp. Îi citeam fetei de la dansatoare la mână, da. Îi băga niște Schopenhauer. Niște Schopenhauer la o da. Singură mână, da. Da. Ați fost vreodată în vreun club sau la vreo chestie de asta împreună? De striptease? Nu, club, nu. Cum se club, da, acum. Am fost. Am fost, țin minte odată la TNB, la Teatrul Național, era o petrecere din asta actorilor, de-au da. Venit niște fete la un moment dat și dansau, eu eram mic de tot. Și nu eram singurul copil. Da. Era un dans decent, nu vă închipuiți, la TNB se dansează altfel. Erau foarte multe familii, deci nu era chiar o chestie. O petrecere de Crăciun, da, probabil. Da, da, da. Și nu erau niște fete care dansau acolo. Dar noi în club am mai fost, în discotecă. El m-a mai dus, da. Prima așa, dar m-am mai dus, adică cum am mai mers. Merge în club? Merge. Nu știu, tu, ei cred că mai merg, dar eu mai merg și eu cu ei, adică am acum înțeles. Mergem. Într-o zi vine David la tine și îți prezintă noua lui iubită. Tatuaje pe tot corpul, piercing-uri și te anunță, vrem să plecăm în Peru la niște șamani. Ce părere ai? Tac, cred că o să tac. Cred că am să tac. Am să tac. Da. Bun. Și acum, doamnelor și domnilor, o ultimă întrebare pentru David și una pentru Silviu. Sunt absolut adorabil împreună. Îmi place foarte tare de ei și cred că e o relație tată-fiu de invidiat. Plecați în călătorie împreună, vi se fură toate bunurile, nu aveți bani. Face, singura soluție este ca tata, fiind o comunitate de români, să joace un fel de spectacol. Te bagi? Mă bag, normal, în plină stradă. În plină stradă. Și dacă e de travestiți? Asta, asta actorul trebuie să o facă. Dacă adică chiar e disperare mare, adică să atragem publicul, da. Grav. Da. Dacă într-o bună zi îți va spune David, este o pură ipoteză, tată, eu nu vreau să mă însor în viața asta. Ce o să-i spui? Nu știi ce pierzi. Și nu i-am dat cât aș fi vrut, spune ta. Exact. Da. Da. Nu știi ce pierzi. E foarte frumos. Bun. Vă rog să-mi spuneți un moment definitoriu al relației voastre. Uite, încep cu David și după aia să gândește și Silviu. Un moment definitoriu al relației voastre. Definitoriu, adică... Important, care îți vine în cap. Știi, dacă băiat, se gândește, poți te gândit? Că majoratul, da. Când am împlinit 18 ani, eram cu tata în Carrefour. Pe scările alea rulante, da, așa, de la Carrefour la Unirii. Nu că s-a emoționat. M-a emoționat, gata. Și ne-am luat în brațe și am zis, da, rămânem prieteni pe viață. Și am devenit tânăr adult și din moment ce încă suntem împreună, înseamnă că e o relație foarte ok. Păi ce frumos a zis omul nostru. De film e secvență. Deci? Deci, da. Și tu pentru tine, ce moment? Oh, momentul definitoriu a fost când l-am luat în brațe prima oară. De fapt, momentul definitoriu a fost când doctorul Puia, Dumnezeu să-i dea sănătate, era la maternitatea Giulești și a zis maică-sa,
se pregătea să nască, doar femeile știu ce înseamnă asta, și a zis, vrei să intri? Și am zis, nu, n-am avut curaj. În momentul ăla mi-a părut rău într-un moment, dar după aia, cred că așa a fost cel mai potrivit. Și după aia, chiar doctorul făcea glume, nu naște doamna Cornișteanu, nu naște domnul Biriș, cam așa era ideea, că eu eram mai emoționat. Și în momentul în care l-am luat în brațe, acea legătură cred că a fost... inexplicabilă. Apoi când a venit acasă, stăteam și mă gândeam, uite, vezi, a venit acasă, am un copil în camera de alături, el nu va mai pleca niciodată, el va rămâne acolo. Adică știi și tu cum este, lucrurile sunt probabil și firește, eram și foarte tânăr și atunci a fost clar. Altfel, ți-am spus, exact în momentul în care am crezut că l-am pierdut, că nu o să-l mai văd niciodată. Și n-a fost așa. Băi, eu n-am văzut niciodată pe taică tu așa emoționat. Îl sunt de 25 de ani. Nici pe scenă. Nu, pe scenă e cum vrea el. Acolo e stăpân pe meseria lui. Acolo e rege, dar și băieții așa... plâng câteodată vorba, da, unor clasici mari în viață. Foarte frumos spus, doamnelor și domnilor. Nu l-ați văzut niciodată pe Silviu așa. Dar de fapt, abia acum îl cunoașteți pe Silviu. Da, dacă mai era și Veta pe aici pe ecran, era toată pe de altă parte, acum pot să spun că ai toate motivele să fii mândru de tine. Da, și l-am susținut, trebuie să spun că pentru mulți care nu știu, este, în afară de faptul că e un foarte bun fotograf și îl recomand, ca să spun așa, este un foarte bun comunicator, e un foarte bun profesor, pentru că are mare drag de copii și îi pregătește. Deci o să fie dar nostru pe comunicare, da? Probabil că da. El face istorie, el s-a făcut de istorie și are și planuri mari, nu o să le spun acum pe toate, mai venim altă dată. Cu mare drag. Așteptăm să le și materializăm, dar ajută pe cei mai mici. Îi pregătește efectiv, face meditații cu ei la ce se pricepe mai bine. La istorie, da. Și cu cei mai mici și cu cei mai mari, inclusiv bravo. Pentru BAC. Bravo, da. Are contul lui acolo și el. Toate clasele. Și primește admiratorii și bravo. Ne bucurăm. Înainte să cânte Silviu, doamnelor și domnilor, spune-mi unde te vedem la teatru. Da, îți mulțumesc din suflet. Duminică la Elisabeta, vă tot invit de o viață să veniți la o căsnicie liniștită. Nu am pregătit afișul. Așa. Cu Corina Dănilă, cu Ștefan Ruxanda, cu Doina Antohic, familia Tărăboi, cu Cristina Strecopitov și cu Ștefan Ruxanda. O să-l avem pe 11 februarie la Brașov și apoi urmează Pitești și Vâlcea. Avem din nou un turneu prin țară. Iar pe 17 februarie Iale Banii. Aici, am văzut mai de așa. Aici e Rupere, este o comedie extraordinară cu Ozana și Magda care se bat să-mi ia banii. Ele sunt cele două tinere de 50 de ani plus care vor banii. Da, Ana, care este fica mea de data aceasta. Așa. Se pare că o să avem un colaborant care să nu fie fica mea, o să fie și altceva, dar o să vorbesc mai târziu. Aha. Sergiu Costache, un actor extraordinar. Pavel Băsanu, mai vorbesc. Pavel, la fel, un actor, cum să spun, ceas elvețian. Rădița Roșu nu apare aici în fotografie, dar vă spun, o actriță foarte talentată. Și Natalia Drăgomir, care este pe cât de mică, pe atât de frumoasă și de talentată, care tot o fetiță. Nu vă spun mai multe, se întâmplă multe. La teatru cu voi, doamnelor și domnilor, ce cânti astăzi? Hai, coșar, coșar. Mergem acolo. Îți place cum cântă tu? La maxim. Foarte tare, doamnelor și domnilor, suporterul numărul 1 al lui Silviu Biriș, David, să cânte Silviu. Coșar, coșar, prin oraș hoinar, hoinar, l-a văzut un om întristat și s-a luminat. Hai, coșar, coșar, prin oraș hoinar, hoinar, e de omului vise noi, oricând și oricum. Ți-a ieșit coșar în drum și îți închipui că de-acum griji, nevoi, necas, durere se vor duce ca un fum. Când pe stradă îl întâlnești, mulțumit ai să-i zâmbești, fiindcă omului place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, 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 poți să zici că ai avut noroc. Coșarul ți-a ieșit coșar în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necas, durere se vor duce ca un fum. Coșarul! A venit coșarul! Că de minte dragostea și că în orice loc n-ai noroc. Hai, nu te întrista. Uite
trece un coșar. De cum l-ai văzut, omule, vei fi fericit. Crede, crede, omule, îndulcește-ți zilele. Crede, toate strigă viața, astăzi e, mâine nu e. Când pe stradă-l întâlnești, fericit ai să-i zâmbești. Fiindcă omului place ca să creadă în povești. Când la ușă-ți bate cioc, 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 poți să zici că ai avut noroc. Coșarul ți-a ieșit, coșar în drum, și-ți închipui că de-acum griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca